Очень жалко, тогда прошу Калистрата, Марвина, Атударей, извините за неправильность, председателя Ассоциации форума неприсоединившихся государств и главного редактора интернет-издания «Геополитика». Vă mulțumesc, este o onoare pentru mine să mă aflu aici în prezența atâtor invitați speciali. Consider că tematica abordată în această întâlnire este oportună și necesară, deoarece evenimentele care au avut loc în cel de-al doilea război mondial și mai ales consecințele sale ascund încă foarte multe elemente care nu au fost înțelese la valoarea pe care o merită. Tocmai la aceste elemente care au rămas puțin înțelese, doresc să mă refer în prezentarea mea intitulată Jaloane mai puțin cunoscute ale strategiilor unipolare. Voi prezenta anumite repere mai puțin cunoscute, mă refer aici în special la marele public, care conduc la concluzia că obiectivul hegemonic era urmărit și chiar planificat de strategii occidentale încă de la începutul celui de-al doilea război mondial și a continuat și până în prezent. Deși istoria ultimei mari conflagrații mondiale pare să fi fost deja prezentată în detaliu de către mediul academic al comunității occidentale, există observații, argumente și documente care răstoarnă versiunea oficială, dar care, paradoxal, nu sunt luate în considerare. Da. Rămâne în continuare dificil de explicat miracolul trecerii Germaniei în doar 4 ani, între 1933-1939, din stadiul de națiune ruinată după primul război mondial, cu imense datorii către statele co-beligerante, la statutul de mare amenințare pentru întreaga lume, care a generat al doilea război mondial și zeci de milioane de morți. În plus, să nu uităm că în 1933, când a început ascensiunea politică, ridicarea la putere a lui Hitler, majoritatea țărilor erau serios afectate de criza economică pe care o cunoaștem ca Marea Depresie. Fără a intra în detalii pe această temă, menționez doar că numeroși istorici sau experți de renume, precum Anthony Sutton în 1970, John Buchanan în 2003 sau mai nou reputatul economist rus Nicolae Starikov, au indicat numeroase dovezi ale susținerii lui Hitler de către Occident. O concluzie care, la prima vedere, ne revoltă, însă, repet, există foarte multe surse documentare în acest sens. În aceste condiții ne întrebăm ce sau cine a declanșat cu adevărat această cumplită încleștare și cu ce scop. Potrivit autorilor mai sus indicați, dar și explicațiilor unor analiști prestigioși, precum Zbigniew Brzezinski, Colin Gray sau George Friedman, în termeni geopolitici, scopul Alianței Atlantiste a fost, începând de cel puțin acum 100 de ani, acela de a cuceri Heartland sau insula continentală a lumii, iar pentru aceasta trebuiau să instige să se lupte între ele cele două mari forțe ale Eurasiei, Rusia și Germania, așa cum vedem în imaginea prezentată. Foarte semnificativă în susținerea autenticității acestei strategii este declarația din 1941 a lui Harry Truman, devenit ulterior primul președinte american de după război, făcută publică în anul 1972 de către New York Times. Citez. Deci, aceasta este pagina din ziar. Și aici este un extras din textul respectiv. Dacă vedem că Germania câștigă războiul, ar trebui să ajutăm Rusia. Iar dacă Rusia câștigă, ar trebui să ajutăm Germania. Și în acest fel să-i lăsăm să se decimeze cât mai mulți dintre ei. Este de asemenea semnificativ că Statele Unite au intrat în război în decembrie 1941, după atacul japonez de la Pearl Harbor, dar au debarcat în focul luptei în Normandia abia spre sfârșitul războiului, în iunie
1944, lăsând astfel Rusia să se lupte aproape de una singură cu Germania. În termenii realismului politic, tactica aliaților occidentali se numește pasarea responsabilității și a avut drept tragică consecință pierderea vieții aproximativ 27 de milioane de ruși, dintre care 16 milioane de civili și 7 milioane de germani, 2 milioane de civili. În schimb, Statele Unite și Marea Britanie au pierdut împreună, să zicem, doar, deși evident că și asta e tragic, 650.000 de oameni pe tot parcursul războiului, luând în calcul teatrele de operațiuni. Deci discrepanța este semnificativă. Am menționat anterior că planurile obținerii unei hegemonii mondiale datau chiar de la începutul celui de-al doilea război mondial. Iată un document care indică aceasta. Este vorba despre un memorandum elaborat de grupul strategic Council on Foreign Relations în perioada 1939-1945. În imagine vedem prezentarea introductivă care menționează existența a sute de studii pe diferite teme de securitate. În partea din dreapta, vedeți, sunt 174 de studii pentru securitate și armament, 161 pentru grupuri economice și financiare. Conform studiilor acestor documente realizate de Lawrence Shupp și William Minter, o lucrare numită Imperial Brain Trust, The Council on Foreign Relations and United States Foreign Policy, publicată în 1977, în strategiile elaborate se arată că era prevăzută că atunci când va reveni pacea, Statele Unite să caute, citez, să obțină o putere necontestată. Pentru aceasta ei au căutat să asigure o limitare a oricărui exercițiu de suveranitate din partea statelor care ar putea interfera cu interesele globale ale SUA, iar în acest scop au considerat că este nevoie de un program care să permită atingerea rapidă a supremației militare și economice a Statelor Unite. Mai menționez că aceste strategii au fost finanțate de către fundațiile Rockefeller și Carnegie. O să prezint acum câteva repere referitor la acordul Bretton Woods, care a avut o importanță extraordinară în setarea noului sistem financiar global după al doilea război mondial. În iulie 1944 a avut loc acest acord de la Bretton Woods, propus reprezentanților a 44 de state și ratificat după război în decembrie 1945. Acordul a creat în principal două instituții financiare majore, respectiv Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, care au decis ca în numele stabilității și cooperării economia mondială postbelică să fie organizată pe baza dolarului american. Întregul sistem urma să fie coordonat de Sistemul Rezervelor Federale din Statele Unite, care urma să aibă filiale în toate țările membrilor semnatari. Banca mamă din Statele Unite și filialele sale au fost numite bănci centrale, iar coordonarea lor a fost preluată de către FMI, secundată de BIS, Bank for International Settlements. Prin nou sistem financiar, dolarul a devenit principala monedă de referință globală, adică numitorul comun al tuturor tranzacțiilor comerciale și al convertirii monedelor din unele în altele. Deci dolarul era moneda de referință, adică intermediar. Dacă vrei să schimbi, știu și eu, din Franța în Anglia, trebuia să treci prin dolar. Dolarul a devenit de asemenea principala rezervă valutară prin acoperirea, echivalarea sa în aur. Era, bineînțeles, mult mai ușor să faci afaceri cu dolari decât cu lingouri de aur. Dar pentru aceasta, aurul din toate țările membre trebuia depozitat ca garanție în băncile Federal Reserve din America. În condițiile din 1945, când Statele Unite erau cel mai puțin afectate de război, cu economia cea mai stabilă, aceste acorduri au părut logice și firești. Numai că, treptat, evoluția evenimentelor a vădit caracterul hegemonic al strategiei celor care emiteau, și încă o fac, dolarul. Iată pe scurt de ce.
Dependența de dolari a întregului sistem financiar creează cerere-cumpărare tot mai mare de dolari cu plata unor taxe, tot în dolari. Banca Mondială și FMI împrumută cu dobândă în dolari, iar datoriile în dolari, în marea majoritate a cazurilor, cresc fără posibilitate de rambursare. Dolarii nu sunt emiși sub autoritatea guvernului SUA, ci de o grupare financiar-bancară privată, ai cărei membri au imunitate în fața Congresului SUA sau a tribunalelor. Similar, monedele naționale din țările acordului nu sunt emise sub autoritatea guvernelor alese, ci de băncile centrale, care se subordonează Fondului Monetar Internațional în numele stabilității și independenței financiare. Este o întreagă procedură, nu o să mai intru în detalii, cum se emite moneda națională. Din 1971, dolarii nu mai au acoperire în aur, ci sunt pur și simplu tipăriți sau emiși digital de către sistemul financiar mondial, care obține astfel un profit uriaș, cu costuri minime. Profitul este obținut exact de către bancherii care emit dolari, deci nici măcar de Statele Unite ca entitate, ca stat, cu atât mai puțin de către populația americană. Iar acesta este un aspect foarte important, pentru că multă lume are impresia că populația americană dorește hegemonia mondială, dorește exploatarea altor state. Nimic mai adevărat. Există foarte mulți luptători pentru dreptate, pentru echitate în Statele Unite, care demască chiar ei aceste manevre. Orice tentativă de a ieși din această schemă a fost sub diferite pretexte aspru pedepsită de comunitatea internațională condusă de Alianța Atlantistă, prin războaie sub flamura NATO, sancțiuni economice, oprobiu mediatic. De remarcat că Iosif Stalin a refuzat să ratifice acordul de la Bretton Woods. Ca urmare, conform unui document emis de Consiliul de Ministri al URSS în februarie 1950, liderii de atunci ai Rusiei au hotărât, citez, să se suspende din 1 martie 1950 determinarea cursului rublei pe bază de dolar și să se stabilească acest curs în conformitate cu conținutul de aur al rublei. Mai mult, Stalin, am încheiat citatul, mai mult Stalin a decis crearea Consiliului Economic de Ajutor Reciproc, CAER, unde tranzacțiile comerciale dintre membrii săi erau decontate în ruble de aur. El a pus practic în funcțiune un sistem economic paralel cu cel vestic, la care treptat începuseră să se adere chiar și țări capitaliste. Însă, la scurt timp după moartea lui Stalin, în 5 martie 1953, noii conducători ai Uniunii Sovietice s-au aliniat la sistemul global financiar. Ar fi interesant să prezint și mai în detaliu, dar nu o să o fac, o fac doar schematic, ce implicații a avut planul Marshall pentru Europa. Vedem aici în punctele pe care le-am menționat, a constituit un citat, cea mai bună apărare împotriva comunismului în Europa de vest, a marginalizat Uniunea Sovietică din punct de vedere economic și a deschis o piață de consum în Europa care a fost pusă sub controlul SUA. Și de asemenea a stat la baza înființării Uniunii Europene și NATO, care au fost influențate major de Statele Unite. De asemenea, puțină lume știe că în timpul războiului rece, statele Europei vestice au fost ținute sub control prin anumite strategii coordonate de NATO și puse în practică de grupări paramilitare generic intitulate Gladio. Unii ar crede că acestea sunt simple teorii ale conspirației, însă vedeți aici o rezoluție a Parlamentului Uniunii Europene emisă în 1990 care recunoaște existența acestor structuri și o să citez pe scurt, având în vedere descoperirea de către mai multe guverne europene a existenței de 40 de ani a unui serviciu secret clandestin și a operațiunilor armate ale unei organizații mai multe state ale membrilor comunității, Parlamentul UE condamnă și protestează cu fermitate față de asumarea de către un anumit personal militar american și din NATO a dreptului de a încuraja înființarea în Europa unor rețele de informații clandestine. Tot foarte pe scurt,
este de obicei asumat că Uniunea Sovietică a invadat Afganistan și asta este o expresie a imperialismului, așa zis, imperialismului sovietic și că asta chiar a condus la slăbirea iremediabilă a economiei sovietice. Iată însă că un articol care prezintă un interviu al lui Zbigniew Brzezinski contrazice flagrant această opinie. Însuși Brzezinski, care era consilierul președintelui Jimmy Carter în perioada acelui respectivă perioadă din anii 79, 1979, recunoaște că CIA a intrat cu 6 luni înainte de invazia sovietică și chiar a provocat Uniunea Sovietică să facă aceasta și aceasta a fost o capcană întinsă sovieticilor. Informația este sprijinită și de alte surse, cum ar fi șeful CIA sau alți cercetători. De altfel, aceste elemente se înscriu în cheia geopolitică în care Statele Unite, Alianța Atlantistă, a urmărit înconjurarea Uniunii Sovietice prin acel brâu numit Rimland și vedem un exemplu referitor la Ucraina, cum au fost finanțați rebelii cu 65 de milioane de dolari. Victoria Nuland a recunoscut că au fost investiți 5 miliarde de dolari pentru succesul democrației în Uniunea, în Ucraina, democrația în înțelesul liberal. Sau, de asemenea, Brzezinski declară fățiși că Statele Unite ar trebui, sau Vestul, ar trebui să înarmeze Ucraina. Eu, Rand Paul, colegii mei au votat să înarmeze aliații Al-Qaeda, deci tot în țările din brâu Rimland, de vorba de Siria, Irak, Iran, Estonia, Letonia, deci peste tot întâlnim cam aceeași poveste, inclusiv mai recent în Belarus. Eu mai aveam pregătite aici documente din emise de Pentagon, în care acest obiectiv al supremației mondiale este afirmat în textele oficiale. Nu o să mai intru în detalii, sunt multe asemenea texte. Evident că tratatele internaționale condamnă foarte ferm astfel de inițiative, însă în condițiile în care în Consiliul de Securitate al ONU hotărârile se iau prin unanimitatea celor 5 membri permanenți, din moment ce poate exista un singur veto, atunci Consiliul Permanent este, spun unii analiști mai în glumă, mai în serios, ca un tigru fără dinți. În final, consider că este foarte important să subliniez încă o dată că aceste planuri și strategii de obținere a unei ordini internaționale unipolare nu reflectă sub nicio formă opinia sau intențiile populației Statelor Unite. Dimpotrivă, există mulți americani curajoși care demască imperialismul american și se opun cu toată puterea și chiar și unii președinți americani au atras atenție că anumite interese dictate de organizații din umbră au devenit periculos de influente și agresive pe plan mondial. Amintesc aici de faimoasa declarație a lui Eisenhower privind complexul militar-industrial. John F. Kennedy vorbea de un sistem. Avem aici citatul complet, care are tentacole la nivel mondial și chiar actualul președinte Donald Trump vorbește despre interesele pe care le are așa numitul Deep State. În final, întreb, conduce cu adevărat guvernul SUA aceste strategii? Se modifică ele în vreun fel prin schimbarea președinților de la Casa Albă? Poate că, așa cum spuneau președinții citați mai sus, există forțe care preferă să rămână discrete și care au o agendă transnațională și mijloace pe măsură. În orice caz, este clar că în prezent asistăm la confruntarea fățișă dintre acest globalism unipolar care urmărește o nouă ordine mondială
și forțele naționaliste care urmăresc atingerea unei ordini multipolare bazate pe egalitate și reciproc și respect reciproc între state. Se pare că devine tot mai clar că foarte curând vom vedea cum se înclină balanța. Vă mulțumesc pentru atenție. Спасибо огромное.